De la ce vârstă poți să iei creatină? Am o veste foarte prostă. Picat, rinic și pancreas. Mai multe seturi și o masă musculară mai mare. Eu vei trezi de două ori mai puternici. O să luați într-o săptămână sau două, de la 1 kg la 3 kg. Salutări și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi o să vorbim despre creatină. Ce efect are creatina, bune și rele, de la ce vârstă poți să iei creatină, în ce cantități, înainte sau după sală și tot ce vrei să afli despre creatină. Cred că fiecare dintre noi la început, când am mers la sală sau doar intenționam, am auzit de creatină și că ne poate ajuta. Dar te întrebai oare dacă te poate afecta. Și mai sunt și cei care spun că ei vor să facă natural și că ei nu folosesc prafuri de-astea. Pentru voi ăștia care vreți să faceți natural și să nu luați creatină, am o veste foarte prostă. Corpul vostru deja produce creatină. No, God, please, no! 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 Deci trebuie să vă duceți la un doctor, la ceva, să vă oprească treaba asta, să nu mai producă creatină, pentru că voi vreți să fiți naturali. Trebuie să faceți ceva în privința asta. Seriously, what the fuck are you doing? Sper că mi-ați înțeles ironia. M-am referit că deja corpul nostru produce cantități mici de creatină. De asemenea, se mai găsește și în carne roșie. Vită, cerb, somon, ton. Somonul conținând între 4 și 5 grame de creatină pe 500 de grame, adică pe jumătate de kilogram, cum s-ar zice. Carnea de vită tot la fel. Creatina este produsă în corpul uman de către picat, rinic și pancreas. Dar nu este produsă în cantitățile necesare pentru a ne acoperi nouă nevoile pentru a crește masă musculară și pentru a înmări rezistență. Deci, dacă nu mănânci 500 de grame de ton sau de vită pe zi, atunci poți suplimenta cu praful ăsta de-i spunem noi creatin. Deci, până la urmă, ce este creatina? Wait a minute! O să vă spun fără termeni științifici pentru a înțelege. Așa poți să ia 100 de formule chimice care se întâmplă în corpul creatina și doar să ascultați și să nu înțelegeți nimic. Creatina este o substanță care se găsește în mod natural în celulele musculare și ajută fără îndoială la creșterea masei musculare. Creatina monohidrat este transformată în fosfat de creatină în organism. Când se fac exerciții fizice intense, moleculele de fosfat sunt folosite pentru un plus de energie. În aceste situații, creatina mărește considerabil rezistența organismului la efort, ceea ce înseamnă mai multe repetări, mai multe seturi și o masă musculară mai mare. Acum să vedem cine poate lua creatină. Absolut oricine dorește să crească în forță, rezistență și masă musculară. Dar acum nu vă gândiți că va face minuni și vă veți trezi de două ori mai puternic. Din studiile făcute pe atleți, a rezultat că ajută în proporție între 5 și 15%. Acum depinde și de geneticul tău. Dar te întreb de la ce vârstă poți să iei. Pentru asta nu au ieșit studii clare. Eu am luat între de la 16 ani și pot să vă asigur în mod clar că nu mi s-a întâmplat absolut nimic rău din punct de vedere vizibil și din punct de vedere al analizelor. Am avut analize și înainte să iau și după ce am luat am făcut și nu s-a schimbat absolut nimic, totul a fost ok. Când și cum luăm creatina? În prima fază ar trebui să facem o încărcare pentru a beneficia cea mai rapid de efectele pozitive ale creatinei. Timp de o săptămână să o luăm între 15 grame și 20 de grame pe zi, împărțit în 2 sau 4 porți, înainte și după antrenament. După ce depozitul de creatină din corp este complet saturat, trebuie să mai luăm câte 5 grame pe zi pentru a menține depozitele pline. Acum să vedem când trebuie să luați creatina. Recomandarea mea este să o luați după antrenament, pentru că hormonii anabolici, adică cei care construiesc masa musculară, precum insulina, sunt la un nivel ridicat. Dar asta nu e o regulă de urmat 100%. Unii o iau înainte sau în timpul antrenamentului. Dar creatina nu este un supliment instant, cum este pre-workout-ul să-l simți în 30 de minute. Beneficiile vin din depozitele de creatină din corp, pe care noi trebuie să le menținem pline. De aceea vă spun că este mai bine să luați după antrenament, pentru că după antrenament avem o absorpție mai bună și va ajunge mai bine acolo unde trebuie. Dar cauzează cu ceva creatina? Dacă este luată în dozajul normal pe care vi l-am spus, nu o să aibă absolut niciun efect nedorit asupra organismului. Trebuie să țineți cont că o să luați în greutate în câteva săptămâni de la 1 la 3 kg, datorită depunerii de apă în mușchi, care este foarte benefică pentru a stimula creșterea de masă musculară. Pentru că stimulează încărcarea cu celulă musculară în spațiul dintre mușchi și apă. Efectele pozitive ale creatinei pe scurt. O performanță fizică îmbunătățită. Asta în orice sport, nu doar în culturism. Creșterea masei musculare accelerează recuperarea după efort. În concluzie, creatina vă ajută foarte bine fără efecte adverse. Cel mai recomandat este să o luați în perioada de creștere în masă musculară. După câte v-am spus, o să luați într-o săptămână sau două de la 1 kg la 3 kg în greutate. Un efect psihologic foarte bun atunci când vrei să crești, adică să vezi câteva kilograme în plus doar într-o săptămână sau două, credeți-mă, este o motivație superbă. Dar un efect psihologic foarte prost atunci când vrei să slăbești și iei creatină, pentru că
o să vezi aceleași kilograme sau poate că și mai mult cu un kilogram sau două în primele două sau trei săptămâni. Dar nu trebuie să vă panicați, acele kilograme nu sunt de grăsime și nu o să vă stea în cale procesului vostru de slăbire. Asta se vede doar pe cântar, vizibil nu o să se vadă nimic, credeți. Dar dacă înțelegi treaba asta și poți trece cu vederea că nu o să ți se întâmple nimic și că nu pui grăsime, poți să iei creatină și atunci când vrei să slăbești. Cam acesta a fost videoclipul despre creatină. Dacă ți-a plăcut, nu uita să dai un like, să te abonezi și să lași un comentariu. V-am pupat!